În perioada 31 iulie-2 august, la sediul Inspectoratului Județean pentru Situații de Urgență, Barbuștirbei Călăraș, are loc etapa zonală a concursurilor profesioniste. La această competiție vor participa pompierii militari din Ialomița, Tulcea, Constanța și Călăraș. Concursul are tematică specifică serviciilor profesioniste pentru situații de urgență, având caracter tehnico-aplicativ și sportiv. Întrecerea constă în parcurgerea a patru probe sportive și anume scara de fereastră, pista cu obstacole pe 100 de metri, ștafeta 4 ori 100 de metri și realizarea dispozitivului de intervenție la motopompă. Lotul câștigător al acestei competiții va participa la etapa finală, care se va organiza peste puțin timp la Bacău. La acest eveniment sportiv au acces elevii sau alte persoane care doresc să asiste la desfășurarea concursului.